Aş, ot, dolu bir şey. Yani ta turta kuruyu 27 23 plus 1 egal cu 9 Si egal cu 9 9 Radical din 5 ve mai este un îi transformăm pe radical din 5 este egal cu radical din 20 a, zi în fața, hai da, hai da, hai da, hai da, 20 rezultă mai mare da, mai mare este aia sau? Da, mai mare este numărul. Când completez, vei completa cu am. A, nu, gata, s-a înțeles. Ah. Tu pe foaie dai 2 A. Da. Adică noi pe fai scrie numărul numai A. Numai? Dar pe rezolvăm exact cum rezolvăm. Dar nu rezolvăți. Dar ne scapă. Nu voi am considerat să vă. Poate să vă dea, poate să vă nu vă dea 5 minute. A, deci noi asta facem pe cior. Pe cior. Și scriem 2 A. 2, da. A, dar e... Nu, dar pe asta e. Dar în fiecare latură era egal, nu? Sau doar două latură consecutive? 34. Egal. 4 ori latură. Da. Da. Așa.
Devam, devam. Nu te mișlo. Nu mai devam, fără. Fără e ca să faci sânga, vezi că îți arată. Devam, nu mă poți să faci. Devam, fără. Te rog. Da. Nu, asta e prea, ești notată și...
Păi, îi trage de la mână jos. Așa și închizi NX-ul. Vezi că e una mai jos, care e... E o piramidă pe acolo, care să nu fie... Nu, nu e. A, o luat de asta. Da. Așa. Deci, asta e puntat. Puntat, puntat. Și aici am îndelit și asta și pe urmă. Deci, ideea este la piramida patratelă, îmi faceți baza, îmi faceți diagonale, nu? Înălțime și apoi... Nu-și diagonale. După diagonale duce înălțimea și pe urmă e punctul S. Deci asta e ordine, da? Da, așa, nu se vede. Asta. Și prima literă e urmă, da? Da. Așa, număr. E bun așa? Vezi că la nu e ăla, ia. E bun așa? Nu e ăla, e ea. E cum? E număr. Da, dacă pui... Păi... Cum să faci? Păi... Aici. Aici. Asta e. Ea. Păi e pus ea. Număr. Mă, atunci stai de nu. Păi da, are notația corectă. Ai băgat o literă. Da? Zici că nu se depat așa, nu se depat. Da, mă. Fixă. Așa. Păi, problema asta vreau să fac eu. Poți să fac eu? Tu vrei să faci tu? Da. Da, nu vreau să fac. Da, nu-mi place acum, da. Da, da, da. Ia să vedem, nu stai. Făceam să vă arăt cum se făcea în clasa 4. O, nu, îți face și eu. Problema asta cu cei de clasa 4, dar... Dar mi-am făcut un pas. Pune pauză să fie? Nu. Sau pune pauză? Nu, dar nu, dar știu. Mi-am făcut la clasa 4. Deci... Eu pun asta aici. Da, până la urmă. Deci, hai să zicem așa, deci e... Numărul elevilor. B. Numărul băncilor. Da. Și facem de rese. Hai să zicem casa sunt băncile. Aici am un număr de bănci. Nu știu câte sunt. Dar în momentul în care le așez, și vin câte un elev în fiecare bancă. Aici la acolo am să fac cele 5 bani. Mie rămân 6 ori în picioare. Deci am așezat băncile. Da, nu știu câte bănci am, de asta am pus puncte aici. Dar mie erau mult 6 din picioare. Adică, pe undeva relația aia, că numărul total de elevi, pur și simplu, iau numărul de bănci și adun pe ăștia care stau în picioare, așa se explică. Deci, e egal cu numărul de bănci, plus 6. Da? Acum, în a doua așezare. În a doua așezare, aici vin băncile, care le desenez absolut la fel cât erau. De aici, de asta am pus eu undeva 5 bănci în coadă, pentru că aici o să am așa. O să am 4 bănci negre. Și un elev într-o bancă. Și un elev într-o bancă. Am un elev într-o bancă. Și aici vin câte 2 elevi în bancă. Da? Înseamnă că dacă B e numărul de bănci, aici sunt 4 bănci libere, mai am una care e ocupată numai cu un elev. Înseamnă că B minus 5 bănci sunt ocupate de 2 elevi. Eu ca să aflu numărul total de elevi, pur și simplu iau numărul de bănci ocupate cu 2 elevi. Deci B minus 5 sunt numărul de bănci ocupate cu 2 elevi. Înmulțesc cu cei 2 elevi care sunt... Înmulțesc cu cei 2 elevi care sunt în fiecare bancă și avem acest 1 care stă singur. Și înseamnă că mai obțin și altă relație. E egal cu B minus 5
Ori 2 plus 1. Iată practic cum arată. Și acum, la adevăr, egalez eu dintr-o parte cu eu din alta, deci în altă relație, rezultă că B plus 6 face 2B minus 10 plus 1. Îl trec pe B-ul în dreapta și astea alte două numere de aici îl duc în stânga după 6 și vine 6 plus 10 minus 1 face 2B minus B. 16 minus 1, 15, egal cu B. Deci avem B egal cu 5. Și atunci avem cu B egal cu 15 prima relație și zicem că E egal cu 16 plus 15. 15 plus 6. Și avem E egal cu 21. Așa rezolvăm noi în clasa 8-a. Și aș vrea să rezolvați gândindu-l efectiv la acest desen. Acum am rezolvat un copil de clasa 4. Nu știu dacă e mai ușor. Pur și simplu, că e mare metodele astea algebrice. Pur și simplu, el își imaginează. El își imaginează ce? Cum arăta desenul 1, cum face din desenul 1 să ajungă în desenul 2? Păi, dar el ce trebuie să facă? El trebuie să... Să trecem cu cei 6 copii în picioare. Iar aici are un grup de 6 copii care aici nu l-am. Înseamnă că ăștia 6 copii se duc și umplu câte o bancă. El deja are câte un copil, deja întâlnește un copil. Înseamnă că ăștia 6 copii se distribuie la 6 bănci. Deci am 6 bănci care se duc. Ok? Normal că trebuie, eu trebuie să aduc situația 1 de aici. Deci, practic, trebuie să aduc în situația 2. Deci îmi bagă 6 copii și mă ocupă 6 bănci, care deja au un copil. Nu se produce câte 2. Trebuie câte fiecare copil din ăștia 6 să se ducă în câte o bancă. Dar, dacă pleacă cei 6 copii, tot am situația 2, pentru că trebuie să liberez 4 bănci. Înseamnă că în afară de 6 copii mai pleacă 4 copii care ne ocupă îmi ocupă o altă 4 bănci. Deci până acum am 6, încă 4, am 10 bănci ocupate cu 2 copii. Păi și îmi trebuie să-mi rămână un copil în bancă, ca să mă duc în poza asta. Și înseamnă că voi avea așa, 10 bănci cu 2 copii, un copil în bancă și 4 bănci cu liber. Înseamnă că partea asta de aici, care eu nu știam, bănci ocupate cu 2 copii, sunt 10 bănci cu 2 copii. Plus una liberă, 11, plus 4 goale, 15 bănci. Și acum număr de copii, păi dacă am 15 bănci, fie mă duc aici 15 bănci plus 6 copii, 21, sau mă duc aici 10 bănci cu 2 copii, 20, și cu încă unul care este liber, 21. Și iată cum rezolvă un copil de clasa. El așa se gândește, după ce își face desenul, el se gândește cum face ca situația 1 să o aruncă în situația 2. Mai repede un moment? Deci avem 6 copii care stau separat, 6, da. 6 copii pleacă în câte o bancă. De câte să arătăm? Nu știu. N-a făcut încă fișa de la casa așa, de la 7 ecuații. Și avem băncile, mai avem vârsta tatălui și a fiicei în viitor, vârsta tatălui și a fiicei în problemă. A, din genul ăsta? Da. Bun. Mai sunt niște probleme cu microscoate. Deci, au plecat 6 copii în câte bancă, au plecat 4 copii ca să mi libereze câte bancă, și deci au plecat 10 copii, câte unul în fiecare bancă, deci vor avea 10 copii câte care mă ocupa 10 bănci și vor face bănci cu 2 copii, plus ăsta care stă singur, plus alte 4 și am total 5. Da? Numai că eu, copilul de clasa 4-a, aici îmi povestește rezolvarea. Pe când voi, aici îmi faceți rezolvarea. Îmi faceți cu ecuație. Da? Dacă nu poți să o faci cu ecuații, nu poți să o și povestești ca la clasa ta.
trebuie să plece 6 copii așa care stau în picioare pentru a face bănci cu 2 copii. Trebuie să mai liberăm 4 bănci, deci mai pleacă 4 copii. Deci pleacă 10 copii, câte unul în fiecare bancă, deci vor fi 10 bănci cu 2 copii. Plus o bancă care este ocupată de un copil și cu încă 4 bănci care sunt libere, înseamnă 15 bănci în total și 21 de bănci. Da? Da. V-am rămurit pe toți? Da. E cineva care nu a înțeles? Nu. Bun. Da. Pe aici. Nu, mai. Next, the next. Next. Și de aia e zoa de next. Care de era? Așa, da să se vină. Da, să se vină. Mai putem să mai facem o dată rezolvare, că nu putem rezolva de la 10 până aici. A, nu se vină. Vrei să zicem o dată 3? Da, 3. Da. Așa. Ai crezut el la condizionare? Da, da, da. X aparține lui el? X aparține lui el. Cu proprietatea de că modul de 2x minus 1 x over 13. Așa. O, modul de 2x. Hai, hai. Modul de 2x minus 1 x over 13 echivalent cu modulul de 2x. Nu, nu, e corect. Desfășor, minus 13. Da. Dublă egalitate. Dacă un modul este mai mic decât un număr, atunci... Minus numărul mai mic. Ai sopătat. Ia scrie. A, hai. Era în fișa aia. Scrie. Modul de y mai mic sau egal ca a. Y mai mic sau egal de ca a. Echivalent cu... minus a mai mic sau egal ca y mai mic sau egal ca a. Deci pot am putut... zice aici a. Dacă vă zic, da. Dar sunt mai mic sau egal ca a. Deci dacă mai mic sau... să zicem că latura a, așa, e mai mare ca 4. Păi, nu este că sunt eu. Și da, ce mic sau mai mic. Și cu rivele sunt așa? Și când o tăm latura asta mică de bine, și s-a zis y mai mare ca 4. Poate și măscă la transfer la gazetă. Dar o să facem funcție de X. Da. Nu mai lega și de... ca o facem funcție de X. Așa se spune. A, E, și am notat Y la curața. Că nu e Y. Lasă-o. Dar cine este X? A, E. Deci X, A, E. Și am notat și E cu... Păi și de ce nu faci Y cu copii? Ca prin ce? A egal cu intervalul din 6 și 7. Ai reușit. Hai, hai să rezolvăm. Fie și B, ce domnul. Da, fie și B, ce Ah,
Nu? 11? 11, merge și așa. 26 de 11. Poți să mai simplifici și 26 cu 10. Nu, mă. Păi, 2 vine cu 5 și 3. 13 pe 10. Și... a doua relație. Și... mai lasă-mi face. Și voi nu scris pe vot? Chiar? Păi zice că unul între ele cu 24 mai mare decât celălalt. Nu, zic, care? 24... de egal cu asta. Păi, dacă... cu 24... Nu, nu zic jos, a, 20, 24, 20. Mai trebuie asta. Deci, care e mai mare, A sau B? A. A. Păi da, dacă A e mai mare, cum exprimi tu că unul e mai mare cu, decât celălalt cu 24? A este egal cu 24 plus. A, așa, A e egal cu 24 plus. B sau A nu este egal cu 24. Și mă rămâniști pe A. Așa, egal. Dar duci la același micolo. Păi, nu așa. Păi, am trecut cu 5. Așa, așa, hai. Trebuie să zici pe supra 5, egal cu... plus 20. Nu, nu, și acolo s-a întâmplat cu 5. Fost 20 plus 5 B. Ia să-ți nu așa. Pentru că tu și pe 24 și pe B le-am întâmplat cu 5. Am scos pe 5 4 cum... E 5 pe lângă 24 plus 20. Nu, atunci ce să scriu? Ia și trece de acolo. Deci, 5 pe lângă 24 plus B. A, și vine supra 5, supra 5. Și tot acolo, nu pe numitorul 1, pui 5. Aici nu e. Aici? Da. Da, nici bani, nici așa. A, renunț la numitor, zicem 13B. Egal cu... Să facă calculuri, că mulți ori, așa o să facă, să facă calculuri până acum. Orică sunt niște niște. Hai, des. Cum o să-ți facă mult? Așa? Da, cu calculuri. A, da, eu, adică... Poți să faci nimic. Așa. Minus 4x.
To je to, můžeš ještě chodnout. Až. No šuk šuk faš paráze. Ne. Uno, raš. Da. A to znači vaše prvnice. Ko? Da. 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 Plus 4 x minus 4. E da tu i cel bine asa. Da, știu. Ce înseamnă e de radical de 5? Înseamnă că în expresia cea mai simplă, e de x, îl fac x la 2, îl faci pe x radical din 5. Deci asta înseamnă e de radical din 5, da? Vrei cu valoarea x radical din 5. Hai să spunem așa, e de radical din 5 egal cu... Așa, egal cu 4, ori radical din 5... Și la 2. La 2. E de radical din 5. Plus 10. 20, da. Acum, acum separat, e de minus radical din 5. Tot așa, ideea e de minus radical din 5. Îl faci pe x minus radical din 5, tot așa, în forma cea mai simplă. 4 ori, paranteză, minus radical din 5. Plus radical. La loc. Și zicem, e de minus radical din 5. Egal tot 20. Tot 20. Și atunci produsul lor, e de radical din 5 ori e de minus radical din 5. 400. A? Hai să scrie. E de radical din 5. Deci, e de radical din 5 ori 400. Ori e de minus radical din 5, egal cu 400. Așa, 20 ori. Da? Deci e cu asta mai cu valorile astea care se înlătuiesc? Acum. Da. Deci, din păcate, asta am avut de-astea și vreau să nu le vorbeau deja să le înlătuiesc. De-astea cu e de radical din 5, cu e de minus radical din 5. Am avut un locuiesc de valoare. Așa. Ai făcut tot. Subiectul 1, subiectul 2. Ca să vă rămână o oră de geometrie. Deja, ce-am timp, eu așa.
Tanto da mia scuola ho fatto il viaggio. Deci să stăm la timp de explicare este aia cu băi și așa acolo. Deci trebuie să rămână timp de relaxare. Da, zic că ce să terminăm în oră și 25 de minute, ca să avem timp acolo. Nu, n-a spus. Nu. I-am zis că într-o oră să ieși cu partea întâi, partea a doua verificată deja. Ai terminat subiectul 1, ți-ai verificat. Ai terminat subiectul 2, ți-ai verificat. Nu trece în subiectul 2, până să ai subiectul 1 verificat. Dar verifici ca și când ai de corectat teza în verifică. Deci așa verifici. Ca și când ai un teză nou. Da? Avem AB6, AD4, EF3. Așa. Și AEX. E, dacă ăla este X, DEO cât? X minus 4. Aș pune pe DEO X minus 4. Și dincolo tot X minus 4. Da? Dincolo ce trebuie să fac? Trebuie să fac. Hai bine. 3. Hai să începe. Suprafața totală. Adică suma area. Area T, area totală. Egal cu area cât de. Area reală cât de. Așa, plus. Area reală. Grieful. Zicem, area totală. Am zis că am pune area. A, trebuie să mă aștept. E obișnuit că area totală, area... Am zis că am pune așa ca să avem numai X. Și punem aici. Da. Deci, și de tot X în față. Asta. Mă, dar avem X aici a plus și jos. Aici nu știu că e 4. 3, 4, 3. Ai arile frate din cap. Ia zi tu, îți bale din care te ești să scapare. Asta corect-o? Astfel, e bine cum zici și tu, vezi, mă, e greșit, numai că putem să facem ceva. Deci, nu pasă ca așa, dacă ăla este X, ăla e 4, ăsta e X minus 4, adică știi în tot că... Da. Eu nu, însă știi ce nu văd, Matei? Nu văd da. Area separat când calculezi area lui ABCD, când calculezi area. Asta, dacă ne sfid direct, puteți spune care era foarte mare pentru area. Aici. Am uitat să prezent, dar apare pe bare. Am uitat, nu m-am pe bare, n-am mai mâncat sigur că așa se face. Și e și logic. Așa am făcut și eu pe lăptea mașină. Așa. Bine, 6. Deci area lui ABCD e egal cu 24. La fel, vezi că scrie, trebuie să scrie figura în față. D, E, F, G, dreptunghi, rezultă area. Deci ABCD dreptunghi, rezultă area. Îmi puneți figura în față. D, rezultă area. Da. La fel, D, E, F, G, dreptunghi, rezultate. Dreptunghi, rezultate. Tot așa, 3 ori, paranteză. Da. Și atunci, deci, area totală, e 3x plus 12, da? Plus. Aici e minus 12. Și area totală e plus 12, da? A, da, stai. Zi-mi cum poate, area totală egal cu 3x plus 12. Da, unde scrie? Acolo. Acolo. Area totală. Egal cu 3x plus 12. Asta a fost punctul A. A, dar cum se trece pe X? Nu, zice să se termine în funcție de X,
suprafața totală. Acum, la punctul B, zice așa, să se determine X dacă suprafața semănată cu spanac e 24. Cât era suprafața semănată cu spanac? 3x minus 12. Și cele două relații rezultă ecuația. N-ai vrut să zici 3 minus 12 dau cu 12. Era mai simplu, ea cu vedea așa. Deci 3x minus 12 egal cu 24. Adică 3x egal cu 12. Nu? Nu, nu, e... 36. Rezultă 12. Și dacă x egal cu 12, vezi ce cumva zice? Pentru x egal cu 12. Ca și când îți dă răspunsul de la B. Da? O rezolvare corectă. De ce îți dă răspunsul de la B? Ca să poți să faci ce independent de B. Deci, băi, nu ți-e ce eu. Te duce un... Ai și o verificare. Ai și o verificare. Dar nu prea coincide. Da. Mai majoritatea că faci, o să fie. Deci acum trebuie să aflăm distanța de la A la C. Ia-mi desenul. La ce? Și că pentru x egal cu 12. Așa, ia-mi desenul și o să revenim cu x egal cu 12. De parcă aș fi eu de pui 12 acolo, pe desen, cu roșu, că n-ai cum să știi așa. Deci ăla este... normal. Ăla nu e 12, x cu 12. Da. Deasupra pui 12, poți să ștergi de el. Ăla, 12 e tot. Da. Adică înseamnă că acolo are... X cu 16. 2 cu 16. Păi, x cu 12, nu schimba. Si. Să nu-i mai dușa. Cât ai și tu? 12 minus 4. 12 minus 4. E 8. X-ul e 4 natura. 8. Ăla e 8. Ăla e 8. Trebuie la toată distanța de la A la C. Ca să construim pe CE. 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 Mulțumesc că ați spus CE. Ca să faci distanța de la A la C, e ca, da. Ca problema de ieri. Trebuie să vin cu aia în două. Distanța de la A la C este perpendiculară sau înălțimea din A pe C. Între, mai jos, mai jos, mai jos. Acolo. Da? În ce triunghi poți să iasă înălțimea? În A cu E. Și mai e. Trasăm pe A. Așa, ducem și pe A, C. Și vin cu aria în două moduri, într-o unghiul A cu E. Ia să vedem primul mod. Păi dacă demonstrăm că triunghiul E... Deci avem 5 moduri. F... Păi noi avem... Triunghiul... Avem acum pe A E și pe... Am și facem cu Pitagora, nu? Și facem... Deci cum? Îl avem pe A, E și pe E, M, care intersecție A, A, da, C, E, M, ăla. Pe... O știi pe E, nu știi pe E și... Nu, îl avem pe A, C și A, E. Putem să-l faceți. A, nu, uitați-vă, deci vreau aia cui?
Aria lui B, C, E, A. A fiul lui des, da. Ia, colorează-și pe aia. A, cu E. Aveți și zeamă zi de. Poți să-mi spune unul? Dacă... Mai trebuie să colorăm pe A, pe E. Mată, unde jos. Și vreau A, cu E, ăsta. Aria asta trebuie să-ți spun în două mări. Și eu cum te s-a plămbat la asta? Aia de sus nu știu. Te refer la câie? Da. Da, la câie nu trebuie, poate. Așa, hai să vedem. Deci are ea să pune pauză. Dacă... Să vedem ce se va trebui de probleme aici. Mai avem și ala. Asta nu mai gândim și ala. Deci... Cât dăm așa? Nu știu pe lucru. Cât zici asta? Nu știu, mai așa. Da, așa. Atmosferă. Construim amă pe pinicular pe ecrine. Așa, construim amă, da, acolo de asta mai bine, că avem. Bine. Nu s-a aplicat. Deci construim. Așa. O amă. Amă. Perpendicular pe câie. Așa. Bun. Și acum avem alea mare. A, B, C, E, trapeze, rezultă. Putem zice trapeze bun. Ce ați spus? A, B, C, E, trapeze, dreptunghi, de râd. Eu dacă scriem prea mult, facem literatură. Rezultă. Rezultă. De la simulare să ne evaluare scrie în poate. Acolo scrie, scrie. Da. Nu, 20 pagini, fără probleme. Baza mare plus baza mică. O înălțime asupra 2. A e egal că... 12. 12. Plus 4. Așa. Ori e așa. Da, chiar să scrie toate... Toate formulele, toate astea, le povestim din scara. Măi, hai să ridicăm la principiul ăsta scari. Problema că nu se scari, problema e să adun. Adică, pare nu zice clar, măi, ai făcut asta, ai două puncte, ai făcut asta, ai trei puncte. Poți să și lansezi pe foaie. Important că acele puncte care trebuie să înseamnă de pe bară, să se adune. Nu-i scade nimeni că nu-i ca la lucrarea normală, când ai greșit o virgulă, îți scade un punct. Bună, cum ai... La urmă nu știu cum este. Da, matematică se adună. Dacă tu ne-ai justificat pe câie și pe căie, nu știi să faci cu ea. Dar știi să faci pe câie. Te duce în mintea, vrei să facă la două moduri. E clar că o să am nevoie de câie. Și câie scrie două puncte în bară, ai luat deja două puncte. M-a înțeles? Da. Zice problema trapezul ăsta, dacă nu pești pe bare și ai rezolvare corectă, atunci primești cele 5 puncte. Acum îți avea profesorul dreptul că nu ești pe bare, nu ești pe bare și nu știi dacă ai rezolvare. De asta ți-am zis că nu de rezolvare e sofisticată, ca să ciupești punctele din bare. O rezolvare sofisticată cu construcțiile astea care nu sunt în bare. Acolo îi lași profesorul libertatea ca să-ți pune două puncte, să scadă trei puncte, înțeleg? Și atunci, câteodată mai renunțăm la construcțiile astea care nu ne ajută. Dar, la fel de bine, o să fii cu o rezolvare foarte bine, să nu fii bare. Și nu știu ce puncte la rezolvare. Înțeleg? Da. Deci, ne-a avut. Deci, bare niciodată nu o să surprindă câte metode sunt de rezolvare. Înțeles? Da. Tu poți să ai 7 metode la amă. Uite, de exemplu, asta cu, nu, eu sunt sigur că pe barem nu apare asta cu trapezul. Pe barem apare asta cu bază înălțimea pe 2, de 2 ori. Da, 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 nu știu. Da, nu știu, da, da, sigur, aia nu știu. Deci, intersecție. Dar ce mai să-mi ieși desen? Desen. Ah. Băi, nu pleca cu una, vă, pleacă barem cu desen. Deci intersecția lui A, M și C și E? Asta are, nu o să fie notată. Da, nu, dar zic că este la procent. De la procent, acolo. Da, da, vezi că e tot... A, o să-ți lași. Ai tăiat. A,
Da, a scris tot. E nouă, nu, nu, e tot. Da, e tot în rapă. La ce vei face? Nu-l mai trebuie? Tu e... Îl trebuie două. Ce faci? Ce lucruri la... Ai... Ai pus să șterg. Cel mult tu ai făcut. Deci n-a făcut nimic. De ce? Închide. Tu te-mi bagi în acea lucră. Le-ai prevenit. Se rectează cum trebuie. Nu, corpul să ce-mi bagi. Pentru o să reclamare alea și să fie soartată. Așa. Așa. Și acum? Mai trage alea pe cea mare. Sunt mai mișoresc? Da. Prețul de rău. Bun, deci până acum ce ai făcut? Dar are la băcăie, da? Da, nu pe amere și acum trebuie doar să ne scrie. Și acum are scrie, da? Are la băcăie. Acă, nu, lui. Acum trebuie să scrie o... Are la băcăie. Bine. Te faci pe diferență. Egal cu aria lui. A băcăie. Are la băcăie. Minus aria lui abă. Și zicem, are, așa rezultă, aria lui apie. Eu cu 48. 48. 8. Nu, da. Așa. Ah, da. Mai de rău. Așa. Minus 12. Deci rezultă tarea de acolo. Bun. Așa, aflăm ce e. Triunghiul. Dar nu ne scade, nu ne scade, dar fără. Nu se scade. Nu se adună. Stai, să... Băi, nu se stai, nu se adună. Dar totul... Și scrie sub toate capetele mai uită. A rezultat. A, nu, rezultat. De la Pitagora, da? Duc. Nu, duc. Plus. 2. Așa, egal. Că e la... Șase la două, au plus. Opt. Așa. Douăși. Și trebuie să fac. Asta trebuie să fac. Da, ce o să fac? Pe aia, domnul meu, ai făcut. Zece metri, nu? Zece metri. Și acum venim cu formula de aia. Mai scriu acre, triunghi, bazi, ai legat. Zi, aia lui acre, e egal. Baza nu ține pe doi. Rezultă, nu, nu, rezultă aia lui Acrie. Îmi spui care bază, care înălțime, că vă mai trage. A, o bază, o căie. Să scrie. Ori, A, amă, ori amă. A, amă. Nu faci jumătate și jumătate. Căie, ori amă, pe doi. Deci, tot. Coșii.
să zicem, rezultă că 36 egal cu 10 ori A supra 2, rezultă 72. Cu 10 am. Scrie sus, rezultă am. Bun, deci asta este distanța de la A la B. 7 minute. Curo ABCD cu unghie 60 de grade. Facem o mătă. A, vezi că ai rombul. Vreau să mă aperete. Ai ultima figură. Mapul e un rombul, iei pe el și mi-l... Îmi construiesc ceva? Da, o să văd. Iei pe el. Și bățul de sus. Așa. Și mi-l lasă, nu, nu, lasă-mi ca să iasă ca un paralelogram. Da, suntem cu perpendicular. E bine. A, da. Așa, e bine. Da, deci noi o să facem un paralelogram. Da, da. Vedeți? Da. Vreau să vedeți cu paralelogram, da? Că suntem de sens față. A. Să de sus încet? Nu, vezi? A, B, C. B. A, B egal cu 6 și ai pus 6 peste tot. B, A, D de 60 de grade. B, A, D de 60 de grade. Păi înseamnă că și aici. Da. Aș putea să calculăm toate un obiect. Construim înălțimea MD în D, da? Ducem înălțimea MD. Nu, nu, sus, pe planul tău. Perpendicular pe planul ABC. Iau un punct M acolo. Ce e aici? Așa, prima dată, trebuie calcula sinusul unghiului. Proba de dreapta EMA cu BC. Dreapta EMA. Așa, vezi că pe el de împui 3. Așa. Și? Și? Păi de ce duci tot? Avem unghiul format de EMA cu BC. Și trebuie să-i clasez. Deci, BC. A, avem BC paralel cu AD. Scrie, BC paralel cu AD. Deci tu mai trebuie să spui cine este. Întâi A, B, C, D, R, O, M, rezultă. A, așa, B, C, D, R, O, M, ca să scurtăm chiar cum trebuie. A, B, C, D, R, O, M. Rezultă de aici că... A, D. Paralel cu B, C. A, D, paralel cu B, C. Și dacă A, D, paralel cu B, C, rezultă... Rezultă în măsură unghiului format de... M, A. M, M, A. Așa e, cu BC. Egal cu măsura unghiului format de IM. IM. Cu AD. Egal cu măsura unghiului. A, AD. IM AD. IM. A, IM cu AD, IM AD. Deci am spus în felul ăsta cine este unul, da? Acum trebuie să-i calculăm sinusul său. Sinusul, adică... În ce plângi venim ca să calculăm sinusul? În triunghiul dreptunghi cu mă dă A. Mă dă A. Și sinusul de... Lasă-mă face că nu te cheamă de plângi. E dată o idee, era la și el la felul ăsta. Bun, trebuie să faci sinus de unghiul mânadă. Sinusul. Sinusul era... Căteta... Că tu au pus să scrie ipotenuză. Așa. Și calculăm ipotenuză. Eu calculat ipotenuză. Pitagora.
6, da, să vă. Hai. Triunghi. Triunghi. Da, vină cu perpendicular pe plan. Eu îmi dă perpendicular pe plan. Are păi, inclus în casă. Spui da, dar am... Trebuie să spui că MDA e de plan. Ah, da, bine. Deci MD e perpendicular pe... Planul A, D, B. Așa. A, D, B sau A, B, C, D sau... A, sau... A. A. Da. Sigur, important e plan. Plan. Nu e plan. Plan. Inclus în... în... rezultă... pe A, rezultă triunghiul latul. Așa, triunghiul. Triunghiul. Dreptul. Nu rezultă mai departe. Pe sinus de unde. Rezultă din Nu scriu. Și pe
Păi știu că diagonal spre perpendiculare. Asta e un pic lasă să mă. A, nu te știu. A, ce s-a stat e perpendiculare pe MB. Și e perpendiculare pe? MB, MB. Și e perpendiculare pe plan. A, ce? Deci trebuie să arătăm că dreapta, uitați-vă un pic și pe urmări. Suntem cu o dreapta AC care vine așa și suntem cu o dreapta EMB care vine așa. Aici EM se proiectează în D, cam așa. Da? Voi trebuie să demonstrați că AC-ul ăsta de jos vine perpendicular pe dreapta asta. Da? Cam așa trebuie să vedeți. Dreptele perpendiculare în spațiu nu e obligatoriu să fie și complete, da? Astea două drepte sunt perpendiculare fără să fie coplanare. Da? Ele sunt perpendiculare, păi, le unești, se unesc perpendicular, da? Păi avem abul cu abul. Și da, dai să vezi. Și zice asta. Nu de perpendicular pe plan. Nu se lăsă. Nu, nu, dar nu. E foarte bun, dar nu. Aia e una din. Deci, nu de perpendicular pe plan abul cu abul. Abul cu abul. Așa. A că e impus în. A că e impus în plan abul. Așa, în cele două relații rezultă că M de E perpendicular pe AC. Ai înțeles? Bun, da. Bun, așa, din... Bun, acum e... Acum e de... Acum e de AC, era ca AC perpendicular pe M de E. A demonstrat pe asta. M de E. Acum AC e perpendicular pe B de E. De AC. Vede. Că-ți ia de unde. Și mă de intersectat cu BD. Egal cu cuplul BD. Mă de egal cu BD. Intersectat cu BD. Egal cu punctul D. Din cele trei relații rezultă? AC. AC. Perpendicular pe plan. DB. 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 Și dacă e perpendicular pe plan, M, D, B, și cum mai bag acolo, ia. M, B. Unde aici? Acolo sub AC, perpendicular pe plan. M, B, inclus în plan. A, da. Ai dreapta perpendicular pe plan, alta inclus în plan. Așa, din cele două relații rezultă. AC, perpendicular pe M, B. Așa. Mai avem punctul C. Să facem perimetru și area punctului MAC. Păi... Păi aducem... A, o facem... E... Nu e... Deci ducem E. Nu e cine? Nu, mai e cum să știi triunghiul ca să vezi. Păi era unii mă... Nu, păi mă cu centru... Păi... Păi și ce nu te spune? E mult cu AC. Da, cum ce e? Nu, nu se spune că e AC. Nu, nu e. Nu e nimic, dar e o lingă. Păi nu te centru. Așa, pe cum te să-mi facă? Păi cum trebuie să... Așa și pe lucră, da? Da. Și într-adevăr e bun și mă o ăsta. Notează o ăsta. Și putem afla... Păi... Putem afla o... Ăsta e tot 3 relația din 5. De ce e tot 3 relația din 5? Pentru că... Da, pentru că... Pentabora... Pentabora pe mult de ele, da? Și este tot 3. Pune pe relația din 5. Și acum... Ne mai trebuie baza. Ne mai trebuie baza, ce? Ne mai trebuie și baza și ne țineam în O. Păi... Care aflăm din relația de 1 de O. Așa, pe multe ori poți veni cu Pitagora, dar eu spuneți-mi, povestiți-mi puțin despre triunghiul ABD. ABD este isoscel. Cu unghi de 60, echilateral. Atunci AO este latura rectă dintre 1 spre 2. Foarte bine. Înseamnă că AO e la înălțime între unghi echilateral, e latura rectă dintre 1 spre 2, da. Putem ca AO pe AO, BD cât faci? BD. Este 6. E 6. Că toate laturile trebuie să fie egale.
Da. La fel, la fel, da. Sigur? Așa. Deci, atenție la trenul la brădă. Sunteți pe locul, cu numele asociate de 60, automat se trebuie să zboară pe numele celălalt. Da? Deci, avem convilinat de 60, avem isoscel, este echilateral, este convilinat de 60. Triunghiul A, B, D. Așa. Convilinat de isoscel. Triunghiul A, B, D, isoscel, poate dai de numai să... Da. Da, ești. Deci, triunghiul A, B, D, isoscel. Măsura unghiului. Grade. Grade. 60 de grade. ABD. Așa, triunghiul ABD. Și rezultă că AO, pune formula înălțimii triunghiului ABD. Latul. Latul radical din 3 și 2. Așa. Rezultatul e egal cu... ...plus 3 supra 2 și A cu 3. A o face 3 radical din 3. Bun. Păi dacă A o face 3 radical din 3, automat și o să fie 3 radical din 3. Și de până să ne jumătăți. Scriem... Da. A egal cu C. Rezulta A, C, poți să fii direct. Rezulta A, C egal cu 6. Să facem analog între unde... 6 radical. Nu, dar de-aia poate să-și mătățesc. Deci vine 3 radical în 3, 6 radical. Păi 3 radical în 3 și 3 radical în 3. Păi perimetru e gata. Da. Facem o... O să trebuie înălțime. Faci pe două. Două cât? Vezi că pe BDR... A, două este trei. Trei, pune trei pe ea. Pentru că tot bădul face șase. Și dacă știi că ăla e de trei, vii cu Pitagora în triunghiul M, D, O. Și la fi pe M, O. Sau vii cu Pitagora în triunghiul M, O, A. Și pe MOA poți să vii cu Pitagora. Care între radical 5 și ai între radical 3. Și la fel cu M. Ce radical 2 vine? Da, da, cam așa este. Bun, păi am desenul și hai să finalizăm. Și până faceți perimetrul și... A. Sau nu știu, o să facem acum perimetrul. Da, mai bine. Le-ai venit cu toată ziua. Hai să facem perimetrul acum, că le-ai reputat. Perimetrul în chemacin. Egal cu suma la perimetru. Da, da. 3, 6... Nu, nu, e geometric. Nu, a, te rătești de aia. Da? Hai să-ți frumos. M-A plus... Plus A cu... Așa. Plus M cu... Da. Deci perimetrul e M-A, ce e egal cu... 6 radical din 5 plus 6 radical din 5. A, 6 fac acolo. 6 radical din 3. 3. Ultimul, da, aici jos. A, așa, aici am scris. 3. Deci 3 radical din 3, 3 radical din 3, 6 radical din 3. Da. Colectează acolo, 6 radical din 3. Aici. Da. Șase factori comun. Șase pe lângă. Așa, plus radical. Bun, ăsta e mă acru, da? Acum, hai să facem mă. Fie Pitagora în mă de o, fie Pitagora în mă o a. Mă o a. Mă o a. O să iei cu mă o a. De triunghiul mă o a. De ce triunghiul MOA e drept unic? Pentru că MOA este perpendicular. Da, de ce MOA? Nu, MOA este mai mediană și pentru că triunghiul AMC este isoscel. Așa, este un triunghi isoscel în care MOA e median. Și atunci vine că MOA e înălțit. Deci asta este ideea. A doua idee o să o vezi mai acolo, tu ai mai ceva perpendicular.
Că eu sunt prea mașor de pe timp, da? Da, da. Eu spun. Sună de demonstrat înălții, distanție da. Și unghiuri rece, nu? Da. Atât. Sau ce? Are, nu? De paralelism. De paralelism. Deci tot relații de conformitate. Și trebuie multe distanțe. Distanțe de la punct la lat. Distanțe de la punct la platul. O să fie mai mult. Când faci reciproca a doua. Scrie distanțele de la punct la prag oblic. Ai un punct jos aici, am un cam prag oblic. Și ai distanțe de aici. Multe distanțe, trebuie. Și mai târziu, unghiul pieri. La sfârșitul capitolului, unghiul, unghiul a două plane. Două plane face. Da, da, am zis. Și acolo unde ai teorema și o trebuie. Care se face un mânt? Da, tetra Edros este patru plan, patru unde vieze, plan de acolo, așa. Trei radicali de 5 la 2, minus 3 radicali de 3, totul la 2, da. Săptămâna viitoare ne apropiem de 13. Pe 13 deja, cred că vrei la 12.